Din ipoteză. A fost dat în ipoteză așa. Trebuie să luăm din el așa în gând. A, băi, cât a el. Avem ipoteză. A de latură comună. Așa. A de latură comună. Și? Și... Unghiulă, B, A, D și... Așa, unghiul B, A, D, congruent cu unghiul D, A, E, unghiul D, A, E, da? Și conform cazului latură, unghiulă, latură, deci conform L, U, L, triunghiurile luate în discuție spre analiză sunt congruente, deci triunghiul D, B, A. Triunghiul de B, A e congruent acum, numai că am discuție cu triunghiul D, A, E. Cu D, A, E. Și fiind congruente, putem spune că toate elementele sunt congruente. Adică? Adică B, D, cea de-a treia latură, B, D, va fi congruentă cu a treia. Cu? D, E. Cu D, E, corect. D, E. Și să mai spun și că alte unghiuri sunt congruente de 8 pe 2. Unghiul E cu B. Unghiul E, D, E. A. Nu, A, E, D, cu A, E, D, A, E, D. A e D, care se uită spre A, D. Cu cine? A, ce? B, D. Și cu A, B, D, corect. A e D. Unghiul A e D. Congruent cu A, B, D. Pentru că privesc amândouă spre latura A, D. Și mai este încă un unghi, care unghi cu care unghi, ca să fie intrate trei elemente. Unghiul B cu unghiul E. Unghiul ăsta de aici, A, D, B, care privește spre A, B, A, D, B, unghiul A, D, B, congruent cu care unghi? A, D, E. Cu A, D, E. Cu A, D, E. De parcă D, A, privită invers, ar fi biseclare. Dacă unghiul ăsta e cât ăsta, parcă o învățe cât tot așa, într-un unghiul congruent. Iese din la ce? Unghiul C ce ne spune? În problemă. Punctul C. Zice să arătăm. Demonstrați că construiți unde nu ești așa. Ce spre ce nu a fost? Demonstrați că D e cât de B. Dacă AB e egal cu 4. Deci ne se dă că AB A, B, egal cu 4. 4 cm. B, C, egal cu 6 cm. Aflați perimetrele triunghiului A, B, G și A, D, E. Să aflăm la punctul C, perimetrul triunghiului, perimetrul triunghiului A, B, C, A, B, C, egal cu cine? Și perimetrul triunghiului DEC. Perimetrul triunghiului DEC. DEC. Ce înseamnă perimetrul unui triunghi? Latura la treia. Latura plus latura. Toate latura la treia. Adică, nu latura la treia, ci suma laturilor, da? Suma dimensiunilor laturilor. Hai să zicem, perimetrul triunghiului ABC ar să fie așa, egal mai departe, tipul AB, latura AB plus latura BC plus CA. Da? AB plus BC plus CA. Dar AB cât este din mare? 4 cm. Asta. AB. BC cât e din mare? 6 cm. Toată asta e de 6 cm. 6 cm. Și CA o știu? CA. Nu știu. Le scade pe cele două și la front. Dar de cum? Să credem așa la întâmplare? Păi, dar la, cum zice că e mai mare decât AB și A, dar dacă le scădem, avem 2 cm și
nu prea bine nici ca formă în momentul ăsta. Da, oricum, știm că A, C, toate compuse din A, E, plus E, C. A, adică A e 4 cm. Deci A e cât A, B, asta o știu, 4 cm. Și mai rămâne să văd la E, C cât este. Încă 4. Dar de unde tu te-a dat la mijloc? L-a spus nimic că e la mijloc. Cum să facem noi să găsim cât e de mare? Da, A, C nu e cât B, C. A, C cât B, C? Dar cine a spus asta? Deci nu mi-i spune ipoteza așa ceva. Eu doar am arătat că B, D e cât de E. B, D e cât de E în interior. Da. Dar nu mai am nimic în plus. Și nu mi se dă B, D, nu mi se dă nimic acolo. Deci pe IEC-ul ăsta văd că am greutăți, nu știu de unde s-o aflu. Dar la perimetru triunghiului D, E, C. D, E, C. D, E, C. Știm că ED e congruent cu BD. E D cu BD. Dar pentru triunghiul D, E, C. Păi, dar... Deci D, E, C, triunghiul D, E, C are tot aceeași nebunăsută pe E, C. Da. Are o parte din D, C. Deci D este bisectoarea, corect? D, deci A, D e bisectoarea. A, D. Și B, C este 6 cm. Asta înseamnă că B, D este 3 cm și D... Dar nu! Bisectoarea nu parte din două. D urmi la mijloc. Deci D-ul nu-i la mijloc. Așa. Deci mai vedem, problema apare dificilă, ori nu-i chiar trebuie în problemă, că ea devine dificilă în clipa asta. Nu avem toate elementele. Ne spune că și ca C de 6 cm. Deci, ca C toată, adică e 6, BC e de 5, BC e de 5, n-am fost atent. AB e de 4, BC e de 5 și AC e egal cu 6 cm. E, acum avem tot ce trebuie. Dați 4, 5 și 6, da? Nu? Mi-am dat și face că 45, ce face 15 cm. Mergi la copiți. Iar aici, perimetrul triunghiului de IEC va fi egal cu... Bă, că 5 cm, 2,5 cm. Ce știu? Deci triunghiul ABC la mapa. Am avut tot. Acum, toată AC era cât de mare. E dată problemă. A 6. Iar A e de 4. Asta rămâne cât să fie? De 2. Da. Deci e ce eu am aflat-o. Mai avem deci perimetrul triunghiului care D e C. D e C. Nu știu decât pe E C. Ar mai trebui să știu pe D C. Păi E C. Deci IEC-ul rămâne, IEC-ul l-am aflat. DC-ul rămâne o problemă, că nu am elemente. PD și DE-ul știu că sunt congruente, dar nu unde să mă duc eu ca să pot folosi. Așa. Dar nu, dacă ceva de cultură nu pot vorbi acum, sunt la matematică.
Da. După ora 9. Bine. Așa. Deci, ori problema numără ceva, că de acum triunghiul de IEC are o singură chestiune dată, nu cunoscută. Numai de IEC o știu. Iar IEC nu mai este egală cu vreuna din urmă, ca să-mi dau seama. Deci e o problemă dificilă. Iar eu nu știu termenul să-i pare să o folosesc, deci autorul a scăpat ceva aici din nou mers, da? Ei, eu urmă aici, ce am făcut aici, am făcut concreța triunghiului, da? La revedere!